începe cu această categorie de vârstă, Isaia, capitolul 46, versetul 3, spune cuvântul Domnului aici. Ascultați-mă, casa lui Iacov și toată rămășița casei lui Israel, voi pe care v-am luat în spirale de la vârstea voastră, pe care v-am purtat pe umăr de la nașterea voastră. Până la bătrânețea voastră eu voi fi același. Până la căruntețele voastre vă voi sprijini. V-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc și să vă mântuiesc, zice Domnul. Amin. Amin. Văd în adunare că sunt și destul de mulți tineri și pe ei dorim ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Avem un verset de salut și pentru ei, sunt multe versete frumoase, dar am ales 1 Ioan capitolul 2, versetul 14, a doua parte a versetului spune: v-am scris tinerilor fiindcă sunteți stați și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Doamne, dă biruită tinerilor, amin? Lupte mari, diverse, ispite provocatoare, dar Dumnezeu poate să-i păstreze curaj. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Pentru că văd în adunare și copilași, am câteva cuvinte de salut și pentru ei. Efeseni capitolul 6, versetul 1, spune cuvântul Domnului: copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, de ce te trezi. Să te știți pe tatăl tău și pe mama ta, este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință. Care? Să fii fericit. Cine nu vrea să fie fericit? Să trăiești mult. Ranul în urmă cu mulți ani, un copilaș venea la adunare și pe sub bănci se juca cu mașinoță. Și un frate predica la amvon și spunea că pe un acoperiș lucra mai mulți frați. Și unul din neatenție a căzut jos. Și copilul de sub bancă întreabă: a murit fratele, dar de patat. El era sub bancă, dar știa despre ce vorba. Știi, se pare că câteodată copiii noștri că parcă fac deranj la adunare, parcă nu-s atenți, dar eu mă bucur de copilașii din adunare. Dumnezeu să-i binecuvinteze, amin? Dacă tot a fost vorba de copilaș, pot să vă spun că vin la biserica numărul 2 Betesda din Lugos, copii și tineri nebotezați avem aproximativ 600. Să vă rog, ne place să lucrăm cu ei. Mare responsabilitate avem, ne-a dat Dumnezeu. Să-i trăiești pentru părăția lui Dumnezeu. Și cuvântul care mi-a pus Domnul pe inimă, având în vedere că am înțeles această adunare se numește Betel, casa lui Dumnezeu. Mi-a pus Domnul pe inimă mesajul acesta: lecții învățate la Betel. N-am citit de la versetul 1, dar firmă poate pasajul. Dumnezeu îi spune lui Iacov: suiete la Betel. Suiete la Betel. Primul lucru, prima lecție. Nu părăsi casa Domnului. Spune cartea Evrei, cum au unii obicei. Asta avem alt obicei. Am urmărit și am găsit în data Domnului Iisus 5 obiceiuri frumoase, doar unul. Luca capitolul 4, versetul 16, spune: a venit Domnul Iisus la Nazaret, unde fusese crescut. Și după obiceiul său, a intrat în sinagogă. Auziți? Unde obicei să se lasă de adunare, iar Domnul Iisus avea obiceiul să meargă. Pe cine? Am urmărit în adunările noastre, v-am spus, avem mulți copii. Familiile care și-au dus copilașii la adunare, care au mers ei la adunare, care și-au implicat copilașii în lucrarea Domnului, 95% din copii au rămas în adunare. Și familiile care n-au dus copii la adunare, 95% s-au dus în lume. Fiți atenți la asta, e adevărat. Dacă ții copilul mai mult acasă, și spune, lasă-te, o să fie mare și să-ți dea el seama, îl pierzi. Ori noi am primit copiii de la Dumnezeu ca o binecuvântare și avem dorința aceasta, cum spunea Isaia. Iată-mă, Isaia capitolul 8, versetul 18. Eu și copiii care mi-a dat Domnul suntem niște semne și minuni în Israel. Ce pot să dorești mai mult? Ce binecuvântare mai mare decât într-o zi împreună cu toți copilașii să intre în împărăția lui Dumnezeu? Vrei ceva mai mult? Nu o să. Dacă vrei ca copilașii tăi, dacă vrei ca familia care ți-a dat-o Domnul să ajungă în împărăție, primul lucru, vine cu ei la casa Domnului. Și așa de mult îmi place, revenim la pasajul nostru, Domnul a zis lui Iacov, și atât ce face Iacov, spune cuvântul mai departe, versetul 2, Iacov a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu el: sculați-vă să mergem, n-a lipsit nimeni. Zilele acestea am revăzut o carte aici în Canada, pe care am citit-o în România, despre întemeierea medicii, Lumină și Glorie, probabil lumea a citit-o, și cartea aceasta se spune că atunci când au fost întemeiate primele colonii și în mod deosebit au venit puritanii din Anglia, pentru că acolo erau prigoniți, în fiecare colonie, în fiecare localitate, era câte un administrator plătit, au zis plătit era, să verifice fiecare casă, să nu rămână nimeni acasă.
în ziua de duminică trebuia să meargă toți la adunare. Și spune istoria că era câte un administrator foarte zelos și își lua câte un uiaș. Și avea dreptul acesta, pe cei care se dea acasă, nu era să fie. Mi se pare ciudat, așa e. Cine predica o oră și jumătate în biserica puritană era socotit ca un șpioc, pe cele de la ori două ore în sus. Așa că încet, încet le-am hilor, nu? Fratilor, primul lucru, vă spun sincer. Dacă vrei să vezi adunarea, vine duminică seara și vezi adunarea. Dar dacă vrei să vezi biserica, vine în marș și joi la rugăciune și vezi biserica. Adunarea e cu forță, sunt mulți. Mulți. Dar dacă vrei să vezi cu adevărat biserica lui Dumnezeu, vine peste săptămână la rugăciune și vei vedea biserica Domnului. Doamne, trimite un Duh de tărzire, amin? Haideți să ne facem mai mult timp pentru casa de Dumnezeu. Am văzut în România. Că parcă tot mai greu adun de frate la adunare și tot mai greu. Dacă vrei să binecuvintezi, să beneficiezi de binecuvântarea Domnului, cală pe casa lui Dumnezeu. A doilea. Spune versetul 2. Iacov a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu el. Scoateți Dumnezeii străini, curățiți-vă și schimbați-vă hainele. Adică, în casa lui Dumnezeu se vine cu reverență. Curățire inimă. Hainele schimbate. Dar mai mult, simțiți-vă viață. Nu oricum putem veni în prezența lui Dumnezeu. Mi-a adus aminte că spunea un altul în tânăr și a frate, când m-a cercetat Domnul și m-a chemat la pocăință, când intram pe stradă cu adunarea, mă trecea un fior din crește până în picioare. Știam că mă acopii de casa Domnului. Și astăzi vezi tineri mestecând cu mâna adunare. Ei nu știu că sunt de data. În casa lui Dumnezeu nu vii oricum, dragul meu. Ai grijă, ai vorbește Dumnezeu. Ai grijă cum stai în prezența al Domnului. Știți că au fost situații, ozi, bună oară, dacă vreți un exemplu din Scriptură, s-a gândit că el, dacă este împărat, are drept să aducă și tăluie. Și l-a costat. În casa lui Dumnezeu nu poți face ce vrei, te costă. Au început ozi să aducă tăluie și clipa când au început să aducă tăluie, deși mari preoților au avertizat. N-ai dreptul acesta. Și l-au zis, cum să n-am drept, eu sunt împărat. Și când au început să aducă tăluie, a lui Bucnic lepra pe frunte. În casa lui Dumnezeu, Dumnezeu își apără lucrarea. Și mă rog pentru slujitorii din locul acesta, Domnul se umple cu Duhul Sfânt, amin? Amin. Frații mei, vă spun un lucru. Pentru amponul acesta, o plătit Domnul Iisus cu sângele Lui, nu oricine ar trebui să fie. Nu oricine ar trebui. Cu toate că spunea Apostolul Pavel, ce trist că se împlinește. În vremurile din urmă, oamenii își vor da învățători după poftele lor. Și ajung în frunte oameni care știu să mânească verbele și cuvintele, dar nu au viața trăită. În adunarea lui Dumnezeu, trebuie să vorbească Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Să vină să fie în numele Domnului. A doua lecție învățată la Betel, vine cu o viață curată înaintea lui Dumnezeu. Păi nu poți, dacă toată ziua ai fost atru ca lămâia, să vii la adunare să te cormiere, că n-ai cum. Dacă toată săptămâna la locul de muncă ai vorbit cuvinte murdare sau eu știu, să vii la adunare să vorbești din partea lui Dumnezeu, n-ai cum. S-o coborând Moise de pe munte, după 40 de zile de stat în prezența lui Dumnezeu, și fata lui strălucea, că stat în părtășie cu Domnul. Dar și dacă vii din vâine Sodomei se vede, că n-ai nimic. N-ai nimic. Și mă rog pentru slujitorii care vă slujesc din Evanghelie, Dumnezeu să umble cu Duhul Sfânt, amin? Amin. Stai în prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu prin tine să binecuvinteze poporul. Doamne ajută! Ce mai putem învăța la Betel, la treilea lucru? Vedem familia aceasta care, la versetul 9, ne spune că a căpătat binecuvântarea Domnului. Familia aceasta era respectată autoritate. Dumnezeu îi spune lui Iacov, spune cuvântul, Dumnezeu a zis lui Iacov, versetul 1, scoală-te și uite la Betel. Și versetul 2, Iacov a zis casei lui, haideți la Betel. Iată ce ne spune cuvântul Domnului, toți s-au sculat și au plecat la Betel, n-a rămas nimeni acasă. Asta înseamnă că Iacov avea autoritate în familie. Ceea ce îmi doresc pentru părinți, pentru tată și pentru mamă, să le dea Dumnezeu autoritate în familie, amin? Amin. Parcă tot mai mult să pierde autoritate. Spune tata odată, spune de două, de trei, de zece ori și parcă nu se aude în casă. Iacob a spus odată, scoate Dumnezeii străini, sculați-vă să mergem și spune cuvântul versetul 4, ei au dat lui Iacob Dumnezeii străini și au pornit spre Betel. Odată a spus Iacob și a și fost ascultat. Aduceți-vă aminte un pasaj din Scriptură, când la un moment dat se întoarce Naomi din țara Moabului după 10 ani de petrecut acolo, a plecat în țara Moabului datorită foamei care a venit peste țara lui Israel.
Și după 10 ani, după ce Naomi se întoarce, femeile se uită și spun, asta este Naomi, cea plăcută. Și Naomi spune, mi s-a schimbat numele, nu mă mai cheamă Naomi. Dar cum te cheamă? Mă cheamă Mara. Și zicea, când am plecat, eram un belșug. Cum să fii în belșug, ai plecat din cauza foametei? Nu. Când am plecat, eram un belșug și acum fiind cu mâinile goale. Eram belșug, avea soțul și avea băieții. Acum venea singură. Știți ce înseamnă cel mai mare belșug în viața aceasta pământească? Să ai familia întreagă, lângă Domnul. Și am auzit la timpul de rugăciune, când frați, sorori, au adus cauze pentru cei nemântuiți. Dumnezeu să-i aducă la mântuire și pe ei. Amin. Mare lucru, mare lucru, mare har din partea lui Dumnezeu. Să fie autoritate în familie. Și mă gândesc la Naomi care, acolo în țara Moabului departe, numele nu-l mai păstra de Naomi, ci când s-a întors, o chema Mara. Și mă gândesc la tinerii din râma de astăzi și am un gând pentru ei. Atunci când fiecare copilă s-a născut, spune cuvântul Domnului că femeia atunci când este în dorele nașterii, se întristează. Dar după ce a născut copilașul, ce se bucură. Se bucură că a trecut durerea naștere și care are un copilaș. Și atunci când mamele v-au ținut pe voi, dragi tineri și dragi tinere, în brațe, când ați fost micuți și micuțe, pe fața lor era bucurie. Le chema Naomi, plăcută. Dar a venit vremea când acum aveți 15, 16, 17 ani, 20 de ani, poate, și numele mamei voastre s-a schimbat, cum mai cheamă Naomi. O cheamă Mara. Pentru că poate nu-i mai ascultați. Poate numele mamei voastre, care era plăcut de când erați copilași micuți, acum s-a schimbat și este Mara, pentru că aduceți întristare. Mă rog pentru toți tinerii din adunare, Dumnezeu să lucreze la inima lor. Amin. Așa de multe îmbrații despre Domnul Iisus, la vârsta de 12 ani, spune Evanghelistul Luca, era în templu. Și când părinții l-au găsit după 3 zile de căutări, el a dat o replică, nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? El la 12 ani era conștient de chemarea pe care o are, că este Fiul lui Dumnezeu, știați, în casa tatălui meu. Și totuși menționează Evanghelistul mai departe, s-a coborât împreună cu ei și le era Doamne ce lecție de smerenie. Și vorbeam cu tine de la noi, de la lucruri. Era mai înțelept Domnul Iisus decât părinții lui, dar nu era. Dar era supus. Ca să ne dea nouă o lecție de smerenie. Eu nu contez că mulți tineri, mulți dintre voi, în ceea ce privește poate tehnologia, în ceea ce privește poate anumite materii, sunt descumpați în fața părinților voștri. Dar asta nu vă scutește de a fi supus părinților voștri. Și Domnul Iisus era mult mai capabil decât părinții lui. Dar mi-a dat lecție, le era supus. Vrei să fii binecuvântat de Dumnezeu? Respectă autoritatea părinților și te va binecuvânta Dumnezeu viață. Doamne, lucrați la inima copiilor noștri, amin. Le era supus. Ce minunat lucru. Ce minunat lucru. Ce minunată dovadă de smerenie. Și-o spus Domnul, nu degeaba, învățați de la mine că eu sunt plâng și smerit cu inima. Spunea odată un tânăr așa, o tânără, în fapt, era o răbunit odată și era necăzită pe mama ei, că mama ei veghea asupra ei să nu... Și o spus, păi să ascundă mama mea. Dar mama mea nici măcar nu știe să dea drumul la computer. Dar tu ce? Mama aia ta care o îndrăjești tu. Când tu ai fost bolnav, s-a pus pe genunchi și o deschizi cerul lui Dumnezeu. Literatura mare, așa e? Nu știu să deschide computerul, dar părinții noștri deschideau cerul lui Dumnezeu. Literatura mare. Cum să vă asculți? Cum să vă asculți? Smerește-te și te va binecuvânta Dumnezeu. În familia lui Iacob era respectată autoritatea. Iar deci spune cuvântul mai departe, ei, versetul 4, au dat lui Iacov toți dumnezeii străini care erau în mâinile lor. Curățire totală. Și doresc în această zi să ne binecuvinteze Domnul cu un duh sincer. Amin. Să verificăm fiecare viața noastră. Nu cumva mai este ceva ascuns în inima noastră care îl împiedică pe Dumnezeu să troneze pe tronul inimii noastre. Știți, în capitolul acesta, cercetam o dată cu tine de la noi la lucruri, este vorba de patru mormântări, patru îngropări. În versetul 8 spune că Devora, doi care deci, a murit și a fost îngropată sub tezarul, căruia i-au pus numele tezarul Jaf.
Dacă toci în pagina pe acel, în același capitol, în versetul 19, la nașterea lui Beniamin, Rahela și-a dat duc și-a murit. Voia ea să-i pune numele Benoni, fiul durerii mele, dar tatăl său i-a pus numele Beniamin. Și apoi în ultimele versete, este relatat cum a murit și Isaac. Și fiii săi, Esau și Iacob, l-au îngropat. Însă în același capitol, în versetul 5, spune cuvântul Domnului, versetul 4, că oamenii aceia când au mergat de el, au dat lui Iacov toți dumnezeii străini. Și s-a făcut cu ei? I-a îngropat, a pată în mormântare. Și până am întrebare tinerilor din rugări, ce părere aveți? La care mormântare au fost cele mai multe lacrimi? La mormântarea Doicei Rebecii? La mormântarea lui Rahela? La mormântarea lui Isaac? Sau la mormântarea idurilor? Ce părere ați avea tinerilor? Dacă rețelele de socializare ar da alimentul unul, de cât astrânge? Astrânge careva. Spun gândul acesta pentru că în România avem de luptat. Avem de luptat. Dumnezeii străini și moderni, care caută și acaparează tinerii, e o luptă. Și noi ca și părinți, ca și slujitori în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a dat autoritate și responsabilitate să vedem asupra lor. Aduceți-vă aminte în Apocalipsa, capitolul 12, o femeie trebuia să nască. Și încă înainte de a naște, era balaurul pregătit să închidă copilul. Dragii mei, încă de când copilașii noștri sunt în pântecele mamei lor, este un diavol care vrea să le curme viețile. Dar este și un Dumnezeu puternic. Slăviți să fie numele Domnului. Că spun Domnul, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Ce șansă are lumină în mijlocul lupilor? Nici o șansă. Și totuși avem o șansă. Păstorul cu noi, slăviți să fie Domnul. Amin. Dar să nu ne băgăm pe bună voie în gura lucrurilor. Dragii mei, mari atenți. Pentru că sistemul e făcut de așa natură. Copiii noștri au nevoie, sunt implicați. Și numai harul și mâna lui Dumnezeu îi poate ține. Și poate păzi de cel rău. Dumnezeu să vegheze asupra lor, amin? Amin. Scoate Dumnezeu străin, hai să îngropăm! Vedeți? Este o luptă pe viață și pe moarte. Și al cincelea lucru, ce putem învăța la Betel, spune cuvântul, că după ce Iacov a primit din nou binecuvântare din partea lui Dumnezeu, a adus un altar și spune cuvântul, versetul 14, a ridicat un stâlp de aducere aminte și a turnat un delem pe el. Auziți? Altar, stâlp de aducere aminte și un delem. Asta înseamnă rugăciune și Duhul Sfânt. Ce minunate sunt familiile acelea care mai păstrează o viață de rugăciune și care Duhul Sfânt încă mai este prezent. Era o vădură cu copii amenințați cu robia. Și a mers la unul lui Dumnezeu la Elisei. Și Elisei zice, ce pot să fac eu pentru tine? Spune-mi ce ai acasă. Era săracă femeia. Dar avea acasă un vas cu un delem care să-l fac. Câtă vreme păstrezi un delem în casa ta, este șansă pentru tine și pentru copiii tăi să primească viață din partea lui Dumnezeu. Spunea Apostolul Pavel, fraților din Corint, în capitolul 16, versetul 1, cât privește strângerea de ajutoare, să faceți și voi cum am mântuit bisericilor galatii, în ziua din tia săptămânii, fiecare să pună acasă ceva pentru Domnul. Desigur, atunci era vorba de strâns de ajutoare, dar în vremea de astăzi vă îndemn, frații mei, în fiecare zi, haideți să punem ceva pentru Domnul. Aleluia. Puneți un timp pentru Domnul, pe închinare cu copiii. Rezervă-ți un timp de închinare împreună cu familia. Toată Psalmul 101 arată trei lucruri în primele două versete ce trebuie să fie în familiile noastre. Ce voi cânta bunătatea și dreptatea. Ție, Doamne, îți voi cânta. Mă întorc câteodată seara de la câte o evanghelizare și mergând spre casă pe jos, o bucată, trec pe lângă casele fraților. În zona unde locuiesc eu, sunt foarte, foarte multe case de frați pocăiți. Și mă bucur și crește inima de bucurie când aud la ora 10 seara, 11 seara, din câte o casă se aude cântare până stradă. Și îmi dau seama, familia aceasta laudă pe Dumnezeu. Nu doar la adunare, frații mei. Este bine că avem dorință să lăudăm pe Dumnezeu la adunare, dar ce bine este când familia laudă pe Dumnezeu și acasă. Amin. Trebuie o vreme când spunea Domnul Iisus, dacă vor tăcea ucenicii și copiii, vor cânta pietrele. Și în casele noastre cântă pietrele. Internetul și biplerul cântă de dimineața până seara, dar tac ucenicii. Dar Domnul nu așa. Lasă să cânte copiii spre seara Domnului. Și biplerul, calculatorul, internetul nu primește în spate, dar dă la Domnul. Dar tu dacă te-ai dat de Dumnezeu, te primi în spate, dar la Domnul. Cântă spre seara lui Dumnezeu.
Mi-aduc aminte, am o mătușă. Soacra ei nu era credincioasă, s-a învelut ei, dar o prizonea pentru că a lăsat copiii unul după altul și la un moment dat era foarte, s-a doborâtă de întristare și avea și o zi grea și era și însoțită de soacra ei și a intrat cu copilașii în casă și-au găsit refugiu, cântare. O adunat copilașii și-au început o cântare. Azi Domnul este păstorul meu. Și-au început să cânte cântarea aceasta și în timp ce cânta cântarea, o fetiță de 8 anișori a început să plânge la prima strofă. Sora s-a gândit, poate o doamne chemată, vă să încheie cântarea. A zis, totul voi duce cântarea până la capăt. A cântat și al doilea verset și fetița plângea mai tare. A cântat și al treilea verset și a dus cântarea până la capăt. Și când a terminat cântarea, s-a oprit fetița din plâns, s-a întrebat-o mama, de ce ai plâns? Ce mama, când am început să cântăm cântarea, am văzut că s-a deschis ușa. Și în casa noastră a intrat Domnul Iisus. Aleluia. Și când cântam noi, a, Domnul este păstorul meu, au venit în dreptul nostru și stătea cu mâinile ca și ne binecuvânta. Aleluia. A zis ora, din momentul acela, și starea de apăsare, și zdrobirea au trecut, că l-a luat Domnul. Când vine Domnul în casa ta, își ridică povara. Aleluia. Auzi, dragii mei, în casa ta, te-o să fie altarul lui Dumnezeu. Ajută-ne. Te-o să fie stâlpul de lemn la loc de cinste. Avea, eram copilaș nicuț, frații mei. Și știu că frații care mai sunt în vârstă, nu? Noi nu aveam tehnologica și de acum. Dar știți cum ne rugam noi? Ne rugam de adunare. Făceam turme de divine, predicam acasă, cântam, noi copiii de noi. Și am ajuns slujitori în casa Domnului. Da, am ajuns slujitori. Copiii de vremea de aveau alte jocuri și nu știu ce ajung. Se rugau copiii de acina Domnului și au ajuns lucrători în viața lui Dumnezeu. Ce minunată e familia unde mai este cântare la loc de cinste. Spune cuvântul mai departe, în familia aceasta era un delemn turnat pe stâlp. Ce minunate sunt familia acelea, unde soțul și soția nu aș mai fac timp de rugăciune împreună cu copiilor. Nu vedeți, parcă sistemul lumea acesteia ne face și alergăm foarte mult după lucrurile pământești. Și uităm că, de fapt, adevărata binecuvântare, ceea ce spune Psalmul 24, spune cuvântul, Domnul le va da binecuvântarea, una, despre una e vorba acolo, starea după voia Lui, dar de Dumnezeu mântuirii Lui. Asta e cea mai mare binecuvântare. De fapt, singura, sau cea mai mare, recunoscută și în Noul Testament. Binecuvântarea, pentru că la sfârșit, omenirea va fi împărțită în două. Veniți binecuvântații și duceți-vă blestemaților. Ori binecuvântat, ori blestemat. Noi dorim să fim binecuvântați de Dumnezeu. Slăviți să fie numele Domnului. Dar pentru aceasta, să nu lipsească un delemnul din casele noastre. Apropie de încheiere, să nu înainte de a vă aminti că mulți dintre noi am crescut în familii poate mai grele, familii mai numeroase. Și s-ar putea să fim încercați de gândul acesta. Dacă nu am dus-o greu, măcar copiii noștri să o ducă bine, să aibă tot ce ne trebuie. Și nu este rău într-un fel, nu este rău. Dar alergând doar după goana lucrurilor pământești și uitând că, de fapt, noi aici pe pământ suntem străini și călători, s-ar putea întâmpla încet, încet, să ne înfinge rădăcinile pământ prea adânc și să uităm că Canada este bine. Și în Canada, și în România, vândem la lucrul acesta. Haideți, nu uităm, avem o cetățenie în cer. Așteptăm pe Iisus să vină să ne ducă. Versetul din Maleahi, ultimele versete din Vechiul Testament, spunea, va veni solul meu Ilie, are o misiune, să îndrepte inima părinților spre copii și a copiilor spre părinți. Au zis ce misiune are. Nu cumva, la venirea mea, să lovesc stara cu blestem. Punem masa copiilor noștri și este plină și slavă Domnului că avem. Și încărcăm frigiderile cu tot ce este mai bun. Dar mai mult decât atât, copilașii noștri au nevoie de inima noastră. Au nevoie de inima noastră să le dăm lor. Și parcă e tot mai mare prăpastea de generație. Parcă bătrânii, părinții cu ale lor și copiii cu ale lor vă rog în această zi Dumnezeu să facă o nivelare, amin? Amin. Să fie o unitate sfântă între părinți și copii. Pentru că e prea mare prăpastea. Ne ocupăm mult, mult, mult de cele pământești. Și uităm de fapt că mai important, mai important, mai prioritate, cântați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu. Și două versete care le citești am încheiat,
Uitați-vă, spune cuvântul Domnului aici, în cartea Numeri, ca să înțelegem ceea ce spunea cuvântul Domnului, în capitolul 32, când două seminții și jumătate, jumătate din seminția lui Manase, Gad și Ruben, doreau să rămână în cealaltă parte a Iordanului. Spune cuvântul Domnului că s-au apropiat de Moise și au zis, să fim atenți la ordinea priorităților pe care o aveau ei, și au zis, vom face aici o coale pentru vitele noastre și apoi cetăți pentru pruncii noștri. Numeri 32:16. Însă Moise, după un timp, reia aceea stradă, dar pune o altă ordine. Versetul 24. Zidiți cetăți pentru prunci și apoi faceți o coale pentru vite. Ei au zis, o să ne ocupăm de vite, de averea noastră, după care o să ne ocupăm și de copiii noștri. Și voi să nu-i bine. Ocupați-vă de copiii voștri, după aceea o să aveți timp să vă ocupați și de vitele voastre. Pierdem timpul care e mai prioritate de copiii noștri, când sunt mici, că sunt prea ocupați. Și vine copilul și spune, tata, spune ceva din Biblie. Și după ce vii după 12 ore de muncă, 13, 15, lasă-mă că sunt prea obosit. N-am timp. Deuteronom, capitolul 6, versetul 20, când fiul tău te va întreba într-o zi, ce însemnează minunile acestea? Tu să-i răspunzi. Nu-i spune că ești prea obosit, răspunde. Că o să vină vremea, când o să vezi să-i spui tu și nu o să vrei ieși de tine. Spune-i. Seamănă la timp. Nu pune ogorul înainte, pune copilul înainte. Nu pune acasă, nu pune binurile, nu pune cheltuielile, ratele care avem la bancă. Mai important e sufletul copilor vorbii. Dumnezeu să ne facă să înțelegem, amin? Amin. Familia aceasta beneficiază de binecuvântarea lui Dumnezeu. Și aici, și mai mult în împărăția lui. Amin. Amin.